Doamna doctor Roxana Boanță, bine ați venit! Bine v-am găsit! Bună dimineața! Nu sunt endocrinolog, sunt mai periculoasă, sunt chirurg endocrinolog. Wow. Chirurg deci... endocrinolog! Noi... Ajungem să vorbim chiar și de operații, dacă Adică sunt dacă pe mâini bune. Da, asta exact. E important. Asta vrem să aflăm astăzi. Mai întâi, ce sunt nodulii tiroidieni? Nodulii tiroidieni reprezintă modificări în structura glandei tiroide. Tiroida este un organ, am adus să vă exemplific așa, de această noi, dată. Pentru prima oară. Este un organ în formă de fluturaș, localizat la baza gâtului, da? Aici este mărul lui Adam. Ok. Pe care l-au și femeile, da? Cam așa ar trebui să fie la fiecare, sigur, la dimensiuni corespunzătoare. Asta mă gândesc, dacă asta e dimensiunea normală sau... E o dimensiune un picuț modificată pentru o bună exemplificare exact. A machetei. În structura acestei glande pot să apară modificări, adică să apară noduli alcătuiți din celule, noduli solizi, care să presupună o creștere în volum a unei părți din tiroidă, sau chiar și noduli care să conțină lichid, noduli chistici. Nodulii nu numai că pot fi solizi sau chistici, pot fi și canceroși și necanceroși. Și acest lucru este foarte important atunci când punem diagnosticul. Haideți să vorbim un pic despre cauză. Ce cauzează mai exact acești noduli tiroidieni? Cauza exactă nu o putem numi. Există mai mulți factori care predispun. Există factori genetici, dacă avem în familie persoane cu probleme tiroidiene. Ce înseamnă familie? Mamă, bunică sau mamă, mătușă? Mamă, bunică, duce? Mătușă, într-adevăr, tată. Da? Deci nu trebuie să mergem numai pe linie maternă, nu moștenim numai dinspre mama aceste posibile probleme. Și bărbații pot să aibă probleme tiroidiene. Deci dacă există un tip de predispoziție genetică, dacă există o inflamație cronică, asta putând să însemne atât boli autoimune, cum sunt tiroiditele cronice, sau o inflamație cronică în organism. De aceea este bine să trăim sănătos și să evităm factorii inflamatori. Și atunci dietă, regim de viață ne vor ajuta. Expunerea la radiații este un fenomen care poate să declanșeze apariția nodulilor, chiar a celor canceroși. Sigur că suntem într-un mediu în care suntem tot timpul expuși la radiații, dar sunt în plus radiațiile care pot să fie extrem de nocive, cele nucleare. Factorii importanți și așa care ar putea să intereseze este faptul că lipsa iodului poate să declanșeze apariția gușii și apariția nodulilor tiroidieni. Chiar voiam să vă întreb de sare. Știți că la un moment dat era o problemă, că aveam foarte multe cazuri așa este. Legate nu de tiroide trebuie... și era legat de sare ceva, că nu avea iod sau că avea iod. Exact. În anumite zone din țară și în lume, în zonele de deal, iodul lipsește din alimentație. Uh-huh. Este cumva spălat, vegetația este lipsită de iod, animalele mănâncă mai puțin iod automat și în dieta omului ajunge mai puțin iod. Motiv pentru care este necesară o suplimentare medicamentoasă sau în alimentele pe care le consumă toată lumea și cel mai ușor este în sare. Deci sarea iodată nu este contraindicată decât unor categorii de persoane cărora medicul trebuie să le spună acest lucru. Exact. Dar sunt mai predispuse femeile la nodul tiroidien sau bărbații? Cam 3/4 dintre pacienți sunt femei. Un sfert să spunem că ar fi bărbați. Sunt mai mulți factori. Inclusiv faptul că domnii vin mai greu aduși la controle și la medic. Și asta e adevărat. Fapt care poate să facă cazurile descoperite la bărbați să fie puțin mai grave sau un stadiu puțin mai avansat. Adică nu găsim noduli mici, abia apăruți la domni. Bărbații apar cu noduli de 5-6 cm pentru simptomatici că stăm, pentru, pentru că, nu... că evită, da, evită mersul la medic de teamă, de, din cauza faptului că sunt foarte ocupați, din diverse motive. Aici am ajunge un pic la simptome. Oare nu ne dăm seama, adică dacă noi ne uităm în oglindă și ne da, putem să ne palpăm sau
când înghițim, există niște simptome așa sau pur și simplu nu ne dăm seama că avem acei noduli? Există și foarte mulți noduli complet asimptomatici, deci pe care nu îi putem simți, nu îi vedem. Există noduli pe care pacientul nu îi simte, nu îl deranjează nodulul cu absolut nimic, dar pe care în oglindă singur sau în apropiat îl poate observa. Se vede o zonă mai umflată la nivelul gâtului, care se mișcă atunci când pacientul înghite. Ca simptomatologie, dacă este să apară, sunt simptome legate de faptul că pacientul poate să fie deranjat la înghițit, la deglutiție, și să înghită cu dificultate alimentele sau lichidul, să se nece. Pacientul poate să înceapă să aibă modificări în voce, adică să răgușească, sau după ce vorbește mai mult, vocea să scadă în intensitate, sau pur și simplu să nu poată să strige, să ridice tonul, să țipe. Durerea apare rare ori, inclusiv când avem vorba de, avem de-a face cu cancere mai avansate, tot nu există durere. Durerea este un simptom care de obicei apără omul, căci îl aduce la medic. În cazul nostru nu prea apare. Deci probleme la înghițit, răgușeală, durere și umflătura la nivelul gâtului. Odată ce ne prezentăm la medic, ce analize trebuie să facem ca să-i depistăm? Se face în primul și în primul rând un control, cum spuneai, un control care poate să însemne palpare, observarea gâtului. Se recoltează analize de sânge, pentru că trebuie să vedem funcția glandei tiroide la momentul prezentării la medic. Celebrul TSH? Sunt anumiți marcări, nu? Celebrul TSH, exact. T4, T3, exact. Exact. Și vedem care este funcția tiroidei, dacă ea funcționează normal, bine, prea puțin sau prea mult, fiind uneori nevoie și de tratament medicamentos pe care îl dau medicii endocrinologi. Și facem o ecografie. O ecografie care este o investigație nedureroasă, neiradiantă și ne poate arăta foarte multe detalii din structura tiroidei. Și apoi cum se tratează? Deci a zis de tratament medicamentos pentru tratament medicamentos în primul rând pentru funcție. Există situații în care tratamentul medicamentos poate să ajute și la stoparea creșterii unor noduli tiroidieni. Trebuie încercat acest lucru dacă decide endocrinologul, dar nu întotdeauna funcționează. Și ajungem în expertiza dumneavoastră. Și putem ajunge. Acum depinde, nu tot ce înseamnă nodul ajunge să fie operat. Asta zic, din fericire. Să face o biopsie sau cum se... Exact. Următorul pas, dacă ecografia ne arată un nodul cu... suspect. Exact, un nodul suspect, atunci ar fi bine să-i facem și o puncție, adică o înțepătură cu un ac fin care prelevă celule din nodulul respectiv, anatomopatologul le verifică la microscop și avem un răspuns. Pe machetă, un nodulaș canceros este reprezentat cam așa. Deci un cancer poate să fie foarte mic. Ah, și e undeva acolo, în partea de jos? Undeva mic și roșu. Da. Deci cancerul nu trebuie să fie extrem de mare ca să avem o problemă. Ei bine, reușim să introducem un ac fin în zona respectivă și să avem un diagnostic. Și într-adevăr, dacă diagnosticul este de cancer tiroidian pe această puncție, ajungem în zona mea și vorbim despre operație. Într-adevăr, dacă avem un cancer tiroidian, operația recomandată este tiroidectomia totală în mare parte din cazuri, ca să nu zic chiar în toate. Adică pe românește se scoate de tot glanda tiroidă. Se scoate de tot glanda tiroidă. Sigur că nu este un lucru bun să scoatem un organ din corp, dar există situații în care trebuie să profităm de evoluția medicinii, atât a chirurgiei, cât și a endocrinologiei, care poate să suplinească lipsa organului, și să prelungim pacientului viața. Deci, punând în balanță, avea un cancer care va evolua într-un mod neplăcut, sau să rămânem cu substituție hormonală. După ce am scos glanda, nu mai are cum să mai reapară cancerul, nu? În principiu, nu. Dacă operația poate fi făcută la timp și în felul acesta să fie efectuată corect, recidiva este minim. Dar dacă nu este vorba de cancer și operăm un nodul, el poate reapărea?
Depinde. Dacă operăm un nodul, normal, despre care știm că nu e cancer, să spunem că e un nodul simptomatic, da, o singură parte a tiroidei. Da. Acum avem două variante. Să îl operăm, scoatem jumătate din tiroidă și va exista acolo amenințarea, să spunem, că cealaltă jumătate a tiroidei ar putea și ea să fie predispusă la apariția nodulilor și în timp ar putea să reapară, nu există o garanție că cealaltă jumătate de tiroidă rămasă nu va face nodul și trebuie o urmărire periodică, dar putem să scăpăm de operație și putem să folosim un tratament minim invaziv și anume, exact, tot cu ajutorul unei înțepături să facem distrucția acestui nodul cu ablație, ablație cu radiofrecvență.